Ce faceți în afară de politică? Credeți că poate să ne ajungă timp și să rămână timp și pentru pasiuni? Păi nimeni nu e ca la televiziune când e publicitate sau ora de știri, așa că despre pasiuni puteți să ne spuneți. 42-lea sezon l-am deschis în calitate de vânător. Al 42-lea sezon. Câte arme de vânătoare aveți? Mai multe. Mai multe? Asta nu e un număr. Păi nu pot să memorizez. Sunt mai multe. Sunt arme de colecție înregistrate în mod special și sunt arme vânătoare care eu mă folosesc ca vânător. Tot în mod special. Tot se verifică, tot e înregistrat, tot e normal. Aici nu e niciun problemă, că eu, ca fost ministru de interne, înțeleg foarte bine ce înseamnă armă. Foarte bine îmi dau seama. Ce, vă place să vânați mai mult? Dar la noi, în Moldova, cu plăcerea la vânat nu prea merge. Merge cu ceea ce se întâmplă. Dar nu e voie de vânat. Eu vânez mai mult numai... Nu cu mai mult. Eu vânez numai mistreți și numai vulpi. Și când sălbătășesc, deci știi care oameni îi scot în pădure. Faceți curățenie. Da, pentru că ei sunt periculoși, da. Și altceva în afară de vânătoare? Citesc. Da? Care e cartea acum pe care o citiți? Da, eu, ca să ne antrenez memoria, eu citesc 3-4 cărți între același timp. Ne dați vreun titlu? Poate cineva este curios din cei 65 care v-au oferit Bila Neagră până acum? Eu citesc cărțile mai mult, de fapt, totalmente citesc numai în limba rusă. Mie mi-e greu să citesc cărți de literatură artistică în limba moldovenească. Este greu. Eu citesc, eu înțeleg, eu conștientizez totul ce se descrie acolo, da. Dar scrieți mai mult în rusă? Scriu? Da. Nu. Scriu așa cum trebuie la momentul respectiv. Dacă scrieți cu alfabetul latin? Da. Dacă documentul e în limba rusă, pot scriu rezoluția în limba moldovenească. Dar pot să scriu și în limba rusă. Dar documentul, dacă e în limba moldovenească, eu scriu numai în limba moldovenească. Și vă place să cântați? Asta am înțeles. Eu nu știu ce v-a sănătat voi de chestia asta. Păi, dumneavoastră ne-ați oferit prilejul. Dar cărui moldovan nu-i place să cânte? Numai că unii cântă când sunt bat, alții cântă când sunt treji. Eu mai mult cânt de melancolie. Când ne-e greu pe suflet. Și în piață ați simțit acest moment, da? V-a fost greu? Nu. În piață a fost alt moment. Când se adună atâta lume ca măsură de consolidare acestor oameni, trebuie să termină cu ceva, cu un cântec ceva, cu condemnare spre ceva, ori cu lozinci, ori cu un cântec, ori cu ceva. Noi n-am fost pregătiți ca să punem punct la acest scenariu și eu am hotărât de sine stătător să fac acest lucru. Da, știți și, nu v-a plăcut. Muzica populară nu mi-a plăcut că era un cântec în rusă și era despre... Nu, așa. Da. Nu, nu, da. Nu mi-e aproape de ceea ce simt eu. Așa că poate o muzică nu, populară da, ar fi mai interesantă. Nu, dar vocea tot nu v-a plăcut. Dacă încercați... Deci eu trebuie să fiu sincer cu mata, dar mata nu vrei cu mine să fiu sincer. Deci, să înțeleg așa, cunoașteți și alt gen de muzică, nu doar rusească și nu doar despre eroi și... Adică mai știți și de ale noastre, populare, autohtone. La Irina Alegrova, din conducerea Republicii, în afară de Ministerul Culturii, n-a fost nimeni în sală. La domnișoara aceasta din Paris, Patricia Cas. La Patricia Cas a fost ambasadorul Europei și Corbyn. Ați fost și dumneavoastră? Eu la toate aceste măsuri aproape că mă străduie să fiu prezent. Foarte mult îmi place. Și teatru,
numai muzică. Și la teatru mergeți? La care anume? Nu, la teatru după interes, după spectacol.